Așa, bună dimineața la toată lumea. Vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs acestei invitații de a aborda două subiecte importante. Primul subiect este legat de ordine constituțională și de restrângerea voluntarismului în aplicarea sau executarea hotărârilor Curții Constituționale. Aș vrea să spun că, în mai multe rânduri, Curtea Constituțională a stabilit lipsa instrumentelor de punere în executare sau de sancționare a, în cazul neexecutării, cu rea credință a obligațiilor constituționale derivate din prevederile exprese ale Constituției și actele emise de Curtea Constituțională. În câteva rânduri, Curtea Constituțională a remis Parlamentului anumite solicitări de a întări legislația în privința răspunderii pentru executarea hotărârilor și adreselor Curții Constituționale, ceea ce se prevede, de fapt, și în articolul 28 din legea numărul 317 din 1994, privind Curtea Constituțională. Curtea a solicitat prin adresele sale PCC 01-24B din 17-10-2017 și printr-o altă adresă din, cu numărul 01-IF-2 din 05-01-2018, ca Parlamentul să examineze în regim de urgență cadrul normativ existent în vederea perfecționării legilor, pentru că toată lumea înțelege atunci când hotărârile Curții Constituționale nu sunt respectate, ele conduc la impunitate, ele conduc la o anumită doză de conflicte între autoritățile politice ale statului și, evident, acest lucru conduce la destrămarea câmpului organic al Constituției. Obligativitatea respectării hotărârilor și avizelor Curții Constituționale este consacrată, de fapt, în articolul 28, în 28 prim, 28 secund, din legea 317, dar și din articolul 68, 82 din Codul Jurisdicției Constituționale, numărul 502 din 1995. Cu toate acestea, Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe exemple de nerespectare a hotărârilor sale, care au avut de fiecare dată urmări grave pentru comportamentul cetățenilor și pentru atingerea unui consens intern între autoritățile publice. Am să vă dau trei exemple care stabilesc gravitatea acestor cazuri. În primul rând o să mă refer la hotărârea Curții Constituționale din numărul 36 din 5-12-2013, privind interpretarea articolului 13 alineatul 1 din Constituție în corelație cu preambulul Constituției și declarația de independență în care a fost stabilită limba română în baza grafiei latine ca limba oficială a statului Republicii Moldova. Iar Curtea a stabilit în conformitate cu cadrul normativ că interpretarea dată dispozițiilor constituționale comportă caracter oficial și obligatoriu pentru toți subiecții raportelor juridice. Hotărârea Curții Constituționale în această speță, limba oficială a Republicii Moldova, se interpretează, evident, printr-un text constituțional care are putere de lege și este obligatorie pentru toate autoritățile, este aplicată direct și fără nicio altă condiție. După cum bine știți, în continuare există multe autorități sau persoane cu demnitate publică care contestă această formulă stabilită ca normă constituțională de către Curtea Constituțională. Un alt exemplu la care o să mă refer este vorba de hotărârea Curții Constituționale numărul 25 din 29-10-2019, foarte recent, adică anul trecut, în care guvernul a preluat prin asumare de răspundere la sfârșitul, de fapt la începutul anului 2019, un teren atribuit prin lege zonei economice libere Bălți, iar după data intrării în vigoare, anumiți demnitari ai guvernului au pus piedici la îndeplinirea acestei hotărâri a Curții Constituționale și chiar au contrazis public hotărârea Curții Constituționale, ceea ce evident a condus la nerespectarea prevederilor acestei hotărâri. Nu în ultimul rând, aș dori să menționez hotărârea Curții Constituționale din 17 octombrie 2017 pe cazul interpretării prevederilor articolului 98, alineatul 6, în coroborare cu articolul 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție, privind neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către președintele Republicii Moldova. În această hotărâre, Curtea a stabilit că președintele statului nu este omnipotent. El este ținut de obligație de devotament constituțional,
de a respecta limitele impuse de Constituție și poartă răspundere pentru îndeplinirea cu bună credință a atribuțiilor ce revin. Curtea Constituțională a subliniat că neexecutarea unei hotărâri a Curții Constituționale constituie o încălcare gravă a jurământului și Constituției. Totuși, președintele nu s-a conformat, după cum vă aduceți aminte, astfel încât Curtea Constituțională a trebuit să intervină printr-un mecanism de suspendare a președintelui pe cauză. Dar acest mecanism, în opinia mea, al Curții Constituționale, este destul de incomplet, câtă vreme nu există sancțiuni expres prevăzute de lege pentru responsabilizarea factorilor decizionali și a tuturor persoanelor cu demnitate publică pentru a respecta Constituția în ansamblu său și a tuturor hotărârilor curții. Astfel, proiectul pe care l-am înregistrat deja în Parlamentul Republicii Moldova vizează modificări la Codul Penal, numărul 985 din 2002, și Codul Jurisdicției Constituționale, numărul 502 din 1995, în vederea stabilirii de răspundere pentru neexecutarea intenționată a hotărârilor și avizului Curții Constituționale. În temei mă refer la articolul 320, Codul Penal, alineatul 3, în care eu propun niște amenzi de la 650 la 850 de unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității, 180 sau 240 de zile, sau până la închisoare la 3 ani de zile pentru neîndeplinirea, neexecutarea cu rea intenții a hotărârilor Curții Constituționale. O să spuneți că e prea dur. Eu cred că întărirea instituțiilor aplicării Constituției și a hotărârilor Curții Constituționale este de o reală actualitate. Acest lucru va întări ordinea de drept și instituțiile prin care justiția funcționează. A doilea subiect pe care am vrut să-l atrag atenție și să-l prezint publicului este că la data de 16 iunie 2020 am înregistrat o sesizare la Curtea Constituțională cu numărul de intrare 96B privind interpretarea articolului 98 alineatul 1 prin colaborare cu articolul 91 al Constituției, în ceea ce privește desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru. Interpretarea Curții Constituționale este foarte necesară în acest moment pentru a elucida următoarele întrebări. Are șeful statului drept discreționar de a desemna orice candidat la funcție de prim-ministru, fără a ține cont de faptul că majoritatea parlamentară, în procesul consultărilor, îi propune să desemneze un candidat concret la funcție de prim-ministru? 2. Este obligat șeful statului să desemneze candidatul majorității parlamentare în funcție de prim-ministru, propus în timpul consultărilor cu fracțiune parlamentare? 3. Dacă șeful statului refuză să desemneze candidatul agreat de majoritate parlamentară și recomandat în cursul consultărilor între președintele Republicii Moldova și fracțiune parlamentare, poate fi constatată în acest caz stare de incompatibilitate temporară a președintelui de a-și exercita funcțiile? Și 4, în cele de urmă, în situație constatată de incompatibilitate temporară a președintelui Republicii Moldova de a-și exercita funcțiile, este obligată persoana care asigură interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova să desemneze candidatul la funcție de prim-ministru agreat de majoritate parlamentară sau să desemneze alt candidat? Evident că aceste întrebări conținute în sesizarea pe care am depus-o la Curtea Constituțională sunt de mare actualitate, mai ales în condițiile în care președintele actual, Igor Dodon, a declarat în câteva rânduri că nu-l interesează opțiunile noii majorități, va desemna pe cine crede el de cuvință. Evident că pentru a evita posibile confruntări și conflicte în timpul cel mai apropiat între președinte și parlament, am solicitat în alte curți, Curtea Constituțională, să examineze această sesizare, susținând că, deși au fost date mai multe răspunsuri anterior de către Curtea Constituțională, acest aspect de interes major continuă să genereze conflicte între autoritățile statului. Fără susținerea Parlamentului, guvernul nu poate funcționa într-o perioadă complicată, iar evaluările noastre arată că acest guvern trebuie demis în acest moment, deci este imperativ ca toți actorii prevăzuți de Constituție să aibă un anumit rol la desemnarea
unui guvern să-și cunoască foarte clar atribuțiile în procesul respectiv, conform literei și spiritului Constituției. Sigur, nu o să dezvolt întreaga construcție de argumente pe care o să o prezint în fața Curții Constituționale, dacă va admite această sesizare. Dar vreau să vă spun în câteva cuvinte, pentru că toată lumea să înțeleagă de ce este atât de importantă sesizarea, că revenirea la alegerea directă a președintelui nu a însemnat, evident, și schimbarea atribuțiilor prevăzute de Constituție. Și, evident, nu a schimbat nici rolul central al Parlamentului de a desemna un guvern datorită formei parlamentare de regim în care funcționăm. În Republica Moldova, regimul parlamentar este, de fapt, un regim de tip monist, astfel încât singura autoritate în fața căreia guvernul este responsabil este Parlamentul. Asta e articolul 104, alineatul 1. Rolul Parlamentului este central, iar rolul președintelui este unul formal sau chiar ceremonial. Hotărârea Curții Constituționale din 4 martie 2016, care s-a referit la o anumite aspecte ale desemnării, evident, este important, dar el trebuie să fie dezvoltat în continuare. Președintele nu are drept discreționar de a desemna orice candidat la funcție de prim-ministru, fără a ține cont de voința majorității parlamentare în procesul consultărilor și dacă președintele este obligat să desemneze candidatul majorității Parlamentului la funcție de prim-ministru, evident că acest lucru trebuie să fie confirmat și de Curtea Constituțională încă o dată. Aceste întrebări la care atrag atenția și sunt conținute în sesizare, ele trebuie să fie elucidate în termenii cei mai scurți. Chiar am trimis o scrisoare de urgentare a procedurii de examinare la data de 22.06.2020, astfel încât interpretarea pe care o așteptăm din partea Curții Constituționale să menționeze exact intrarea în legalitate a acestor proceduri și, evident, să excludem orice fel de comportament discreționar al președintelui de a desemna un candidat pe care și-l dorește, dar care nu are sprijinul politic al majorității parlamentare. Deci eu cred că acest subiect este foarte important, mai ales pentru următoarele săptămâni de zile, motiv pentru care vă încurajez să monitorizați sau să urmăriți cu atenție acest subiect. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și dacă aveți întrebări, pot să vă răspund. Dacă nu aveți întrebări, atunci aștept întrebările pe social media sau în alte formate. Mulțumesc și să aveți o zi bună!